Bine ați revenit! Ne aflăm în Washington DC și continuăm reportajele despre ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie. Iar acum discutăm cu Masako Ganaha, care a analizat câteva dintre înregistrările video ale celor întâmplate la Capitoliu. Masako este jurnalist japonez independent, ea are un canal YouTube și a realizat o analiză foarte interesantă a momentului în care Ashley Babbitt a fost împușcată în clătirea Capitoliului și de asemenea despre implicarea Antifa în cele întâmplate. Masako, suntem bucuroși să te avem la Crossroads! Mulțumesc foarte mult, mă bucur să te cunosc! Așadar, înainte de acest interviu, atunci când am vizionat o parte dintre filmări, mi a arătat aceste înregistrări în care este surprins momentul în care este împușcată Ashley Babbitt și ai făcut o analiză foarte interesantă. Pune-ne, ce ai observat în aceste înregistrări video? Practic, am văzut două videoclipuri lungi care au fost înregistrate în interiorul clădirii Capitoliului și din moment ce aveam la dispoziție două videoclipuri online, am putut analiza ce s-a întâmplat din două unghiuri diferite. Așadar, am putut să văd ce a făcut fiecare. Unul dintre videoclipuri care avea aproximativ 44 de minute era de pe un canal numit Jaden X. Jackson X. Jason X. Ulterior, persoana care deține acest canal a fost identificată ca fiind membru al Antifa. Această persoană a făcut înregistrarea aflându-se lângă doamna care a fost împușcată. Și cred că toți cei care au vizionat acel videoclip au văzut doar ce s-a întâmplat cu acea doamnă, corect? Însă eu m-am uitat la oamenii din jurul ei. Și am văzut doi bărbați care And conduceau mulțimea. Unul dintre acești bărbați a venit în fața oamenilor și s-a interpus între aceștia și poliție, spunând, hei, toată lumea! La prima vedere părea că încearcă să calmeze spiritele, dar ceea ce cred eu că făcea, de fapt, este că încerca să agite pe toată lumea astfel încât oamenii să atace. Asta cred eu. La început nu avea nimic în mâini, dar lângă el era prietenul său, care avea un steag galben înfășurat în jurul corpului și care i-a dat acestui bărbat o cască neagră. Atunci când a luat casca și a dat jos căciula, avea o căciulă foarte groasă de iarnă, pe care cred că a folosit-o ca protecție atunci când spărgea geamul cu casca. Deci, a început să lovească geamul. Apoi mai era un bărbat chiar lângă el care avea un băț și care încerca să spargă și el geamul. Dar nu știu dacă cel de-al treilea bărbat era împreună cu ceilalți doi. Dar este evident că cei doi comunică între ei atunci când fac aceste lucruri. Apoi a reușit să spargă geamul, iar doamna a vrut să treacă prin golul lăsat de geam, după care a fost împușcată. Camera era îndreptată către femeie, corect? Însă eu îi urmăream pe cei doi bărbați, cel cu steagul galben care s-a amestecat în mulțime, și pe celălalt, cel care a spart efectiv geamul. Acesta din urmă s-a dus jos unde era poliția și am văzut că, de fapt, el nu a fugit, era acolo jos. Avea un rucsac gri cu negru. I-am identificat rucsacul după culoare. Apoi am văzut cum deschide rucsacul și își pune căciula sau tricoul în rucsac, schimbându-și aspectul. Cred că în acest mod a reușit să rămână acolo fără să fie prins sau fără ca oamenii să observe cine era. Când am văzut asta, mi-am dat seama că nu este un susținător al lui Trump, deoarece conducea mulțimea și comunica cu celălalt bărbat și apoi și-a schimbat aspectul. De ce ar face așa ceva un susținător al lui Trump? Acest bărbat încerca să-i agite pe oameni să intre mai mult în clădire, astfel încât să surprindă momentul în care susținătorii lui Trump se confruntă cu poliția. Și apoi, amuzant este că a existat încă o filmare, în care era persoana care a realizat primul videoclip. Așa că am putut vedea cine a făcut primul videoclip, i-am văzut fața. Și din acel videoclip. Această persoană a fost identificată ca fiind membru al Antifa. Persoana respectivă făcea poze și filma și cred că se afla acolo pentru a raporta că susținătorii lui Trump sunt cei care au atacat, iar poliția a împușcat-o pe femeia nenarmată. El spunea, este moartă. Cum poți să-ți dai seama așa de repede că este moartă când tocmai a fost împușcată, iar medicul era acolo și oamenii încercau să o ajute. Iar poliția spunea, putem să o salvăm. Da. Deci, cum putea această persoană să spună că este moartă? Și cred că încerca să îi agite pe susținătorii lui Trump. Pentru că antifa și alți oameni ca ei spun eliminați fondurile poliției, corect? Iar susținătorii lui Trump spun protejați forțele de ordine. Deci aceste două categorii au păreri diferite, dar ei voiau să folosească această ocazie pentru a-i face pe susținătorii lui Trump să intre în conflict cu poliția. Așadar, el spunea e moartă, e moartă! Apoi a început să meargă prin mulțime și să spună e moartă, e moartă. Așa că oamenii s-au supărat pe polițiști, iar unii dintre susținătorii lui Trump au început să pe la poliție. Deci, din acel videoclip am putut observa că au fost două personaje principale îmbrăcate ca suporteri ai lui Trump. Apoi acest bărbat al Antifa a început să povestească ca și cum el a fost unul dintre martori și a văzut cele întâmplate. Ulterior a apărut la CNN spunând că este martor și a văzut-o pe femeia neînarmată, dar CNN nu a dat niciun detaliu despre acest bărbat sau despre motivul pentru care el se afla acolo. Acesta este un incident foarte ciudat. Apoi mai este o persoană care făcea parte din grup, despre care aș spune că este foarte suspectă în acest moment, și cu care m-am întâlnit mai târziu în parcare. Mă aflam în parcarea clădirii Capitoliului, în timpul tuturor acestor lucruri, discutând cu oamenii. Această persoană mergea pe stradă și striga: Au împușcat-o, au împușcat-o! Fiind în mod evident agitat în timp ce mergea, acest individ arăta suspect. Am publicat un videoclip în care acesta apare vorbind despre împușcarea lui Ashley Babbitt. I-ați văzut cum ne agitau? Au împușcat o femeie din cealaltă parte a geamului. Noi nici măcar nu intrasem în zona respectivă încă. Acum că ai realizat această imagine de ansamblu, cum vezi tu acest incident? De fapt, această situație nu este nouă pentru mine. În Japonia nu putem deține arme, așa că este diferit, dar avem activiști de stânga, mai ales în Okinawa, acolo unde locuiesc eu. Așadar, i-am văzut pe acești activiști făcând lucruri ciudate și încercând să enerveze poliția și să-i implice pe localnici. Ei aplică metoda dezbină și stăpânește. Acestea sunt tactici bine cunoscute. Am văzut asta în Okinawa și am văzut asta și în Washington DC, Statele Unite. Așadar, am fost foarte șocată să văd videoclipul, dar am considerat că trebuie să le spun japonezilor. Deci, vorbind despre tacticile marxiste, ai menționat această tactică de dezbinare și, de asemenea, tactica de agitare. Noi am vorbit despre cum sunt aceste operațiuni planificate și despre cum le pune în practică Antifa. Revenind însă la tacticile marxiste, mai exact tactica de dezbinare, acest fel de tactici au fost denumite materialism dialectic, adică. Identifică, contrazice, elimină ce la mijloc. Acest materialism dialectic stă la baza marxismului și este o modalitate de a crea conflict în societate, de a împinge oamenii în extreme și de a forța aceste extreme să se lupte, eliminând calea de mijloc. În acest fel, ei reușesc să dividă și să dezbine oamenii apoi se mai folosește ceea ce ei numesc propagandă și agitație, o metodă pentru a agita și irita oamenii, pentru a-i face să se întoarcă unul împotriva altuia. Cum vezi tu că sunt aplicate aceste tactici? Ai spus că ai observat că aceleași tactici care sunt folosite în Japonia de către grupurile radicale au fost folosite și de grupurile pe care le-ai văzut acum în Washington. Oh, despre ceea ce am văzut în înregistrările filmate în interiorul clădirii Capitoliului, nu pot să spun că toți cei care au intrat în clădire sunt sau nu de la Antifa, ca și cum ar fi doar alb și negru. Dar am văzut clar că cei care au condus și au agitat mulțimea nu erau susținătorii lui Trump. Și cred că aceste persoane aveau un plan pe care l-au jucat bine. Nu cred că aceste înregistrări au fost analizate de prea mulți oameni. Poate pentru că nu au avut acces la ele, deoarece platformele de socializare au șters aceste înregistrări. Așadar, am avut noroc să obțin acele înregistrări. Apoi are loc ceea ce se numește AP. AP, adică tactica agitației. Da. Apoi, unul dintre agitatori va deveni martor și va apărea în mass media și apoi mass media consacrată face afirmații fără niciun fel de analiză a celor întâmplate. Ei, pur și simplu, fac afirmații. Așadar, lumea nu știa adevărul. Dacă ar fi să transmiți oamenilor un singur lucru dintre cele pe care le-ai observat și de ce crezi că este important, ce le-ai spune? Lumea privește și ar trebui să știm care este adevărul. Apoi, putem trece la ce să credem sau ce decizii să luăm, ce să vorbim, ce să facem în continuare. Avem nevoie doar de adevăr. Asta este ceea ce cred. Masako, a fost o deosebită plăcere să te avem în emisiune. Îți mulțumim. Mulțumesc mult.